să atrag în ce faceți, eu sunt Rex și bine am găsit la un episod din Hearthstone Heroes of Warcraft. Episodul trecut, ne-am continuat quest-urile, bine, mi-am inteles că am câștigat un quest și acum avem 55 de gold pentru că ne-am câștigat cu taunt-ul. Și ia să vedem, mai avem, opa, avem un quest nou, ia uitați, beat down, uitați aici, deal 100 damage to enemy heroes. What the fuck? De-aia, ăsta văd că e nou aici. Cu Hunter-ul sau cu Magianca trebuie să câștigăm 3 din 5 meciuri. Noi avem până acum, trebuie să câștigăm 5, mai avem încă 2. Spinmaster avem 36 din 40 și asta tocmai ce a apărut acum. Și mă dă la un rank nou. Nu înțeleg de ce nu mă dă la un rank nou. Apar n-am. Argent Squire, așa se numește rankul care îl avem acum. Total wins aici, n-am jucat deloc. Best Arena K, am jucat odată. Da, o victorie avem. Pentru că mi-am dat prea tare silința. Și hai să continuăm quest-urile, care vi le-am arătat. Jucam cu taunt-ul ca de obicei. Cu taunt-ul, what the fuck? Cu Hunter-ul, doamne, cu taunt-ul, ce naiba? What the fuck? Taunt, ce naiba, mă? Ia să vedem cu cine cădem acum. Acum, da, ca de obicei, trebuie să așteptăm să ne sunt carte aici. Că doar na. Hai să vedem cu cine cădem, oare? Să fim pregătiți. Să ne țin pomnii ca și în episodul trecut. Mă, adică n-am început costurile astea, n-am pierdut deloc și nici nu vreau să pierd. Deci chiar nu vreau să pierd. Hai să ne încălzim. Gata, mă pun să fac ceva plută, gata, nu. Hai să vedem. Bun. Așa, bun, cred că deja ne-a găsit. Sper să fiu un oponent care să nu mă bată. Ia să vedem cine am căzut. Am căzut cu un warrior. Cu un warrior numit Kender. Mamă ce cărți, mamă ce cărți. Să vedem dacă începutul va fi chiar așa de nașpa. Ia. Hai că nu e așa de nașpa, bun. Dar cred că e un jucător bun, din câte văd eu skin-ul la cărți, e destul de bun. Un jucător bun. Dă-i enter. Spargem geamul. Lumina o stingem, o prindem. Ușa deschisă, asta lasă o scadă. Și asta la fel. Scad în cap la colindători. Așa. What the fuck. Mi-a scăzut de-abia un HP, un damage mi-a dat atâta. Serios. Oh, ne-a venit cartea asta, wow, ce tare. De pe acum ne-a venit cartea asta. Dar normal că noi o să o folosim mai târziu. Asta e foarte clar. Tare, bine că ne-a venit pe acum. Ia să vedem noi ce o să fac oponentul. O să renunțe, nu prea cred, dar hai să vedem. Ok. Ce o să fac el acum, oare? Wow, și-a pus un Divine Shield. Super. Și-a mai scăzut un damage. Bun. Așa. Asta. Plus asta. E egal cu 21 HP. 21 cu 29. Hai să vedem. Țineți în pumnii, vă rog. Am nevoie să-mi țineți pumnii. Am foarte mari nevoie. Ia să vedem. Ce face? Își dă... Așa, da 2 HP. What the fuck? Ce carte asta? Wow. Ok, și mai scăzut un HP, evident. Că n-avea treabă. Și-o crăpa așa. Ah, super. Asta avea el de gând să facă. Super, dar cum scăpăm noi? Are multe cărți. Să dau pe asta, oare? Cine știe în ce va ataca? Mă, dar hai să dau pe asta. Bun! Așa, am mai scăzut 2,20 cu 29. Trog zimi. Că n-are ce să pună. Bine, are 4 mana acum să n-aibă ce să pună. What the fuck? Ba, uite că are... Mamă, frate! Mă, chiar e bun asta. Mă, e chiar bun. Dar trebuie să facem. Trebuie. Atâta. Hai, să vedem. Sigur că o să mă atace pe mine și nu pe altcineva, dar...
Și mai pus-o de aia, mamă. Și da și trei de, mamă. Oleu. Bun, a atacat cu ăla. Cu ăla atacă acolo. Și cu ăla la mine. Wow. Chiar a avut o tehnică bună. Foarte bună. Și are și asta. What the fuck? What? Mamă, ce decizii grea. Mamă. Alt warlock. What the fuck? Bun. De-abia am reușit să-i scad acolo, dar nu-i problema acum. Astea două cărți mă ajută foarte mult, ăsta și cu ăsta. Și asta mă ajută foarte mult. Deci vine 4 și cu 1, 5 și cu 1. Trebuie să am aici 8 ca să le pun pe toate 3. Pentru că dacă le pun pe toate 3, ăsta atacă în ăla, așa și ăla, așa. Deci, da. Dar uite ce pune el. Uite ce pune el. Ce o să facă? Nu e ok deloc. Ok, mi l-a distrus pe asta. Douăzeci și unu. Ok. Eu că am dispărut cărțile de pe masă. Bun, tati! Bă, stai, ce faci asta? Deci, destroy a random enemy minion. Deci, tu, dacă nu ataci în ăsta, în Lord, cum? Lord of the Arena, te distrug. Tare! Bun! Da! Foarte tare! Pune pe asta. Exact. Pentru rege. Oh, da. Da, bine cu atacat la. Bravo, carte. Ești cea mai tare carte. Bine, da, na, oricum ea o să rămână cea mai tare carte pe veci. Urez că n-am nicio legendară. Ia uite alt taunt, mă. Ia uite, mă. Alt taunt. Încă o carte de care trebuie să scap, mă. Da. 18. Și am luat fix cu 4. Unde pun cartea asta și mai dau și asta. Și asta și l-am lăsat. Oh, da, 7 HP. Țineți în pumnii până la capăt să câștigăm. Trebuie să câștigăm. Hai. Mă ține în suspans ăsta, mă. Alt taunt, mă. Mă disper că tot pun taunturi. N-ar fi deloc fain să pun acum o carte mare. Te rog, zic că nu-i cartea. Nu, nu-i cartea care. Ia da și tu la altoi. Eu pus și taunturi ăla. Și taunturi ăsta o să scăpăm ușor. Da, na. Mamă, 15. Ia să vedem ce o să fac. Perfect. Și ăștia atacă din prima. Bine, tati, e bun. Mi-a venit o carte bună în mână acum. Chiar foarte bună cartea. Dacă asta dădea 2 damage, câștigam acum. Dar măcar au rămas cu un HP. Cinci armură. Ne-a distrus. Complet ne-a distrus. L-a pus și pe care... Mamă! Nu, că ne-a făcut praf la faza asta. Nu mă așteptam. Nu mă așteptam să aibă cartea care îi dă 5. Mamă! Fai de capul meu, mă. Atâta de aproape. What the fuck? Asta plus... What the fuck? Mamă! Da, bă, asta o să întâmple. Lumina te va proteja. Ce n-ai, mă. Mamă, mi-am luat cu 3 taunt acolo. Fai de capul meu, mă. A, că nu câștig meciul ăsta, chiar că-s praf. Am lăsat cu un HP și să nu câștig meciul. Nu ești gata, taci din gură. Mamă, și mai pus taunt!
Mamă, frate! Și-o credem atât de tâmpit încât să nu spună. Dar m-au făcut, bă, gamiaș! Bă, dacă n-avea cartea cu tauntul măsii, bă, gamiaș picioarele în mama lui. Mamă, frate, dacă n-avea tauntul, îl căcam acolo pe loc. Fai, mă. Am o ciudă acum. Mamă, 39 din 100. What the fuck? Bine, mai cam asta a fost episodul. Mă cacă mamului. Până la fapt, nu uitați să vă abonați, să dați un share și comentați dacă v-a plăcut. Am fost Rex. Mă aflu tare. Bye, bye!